parcări digitalizate, monitorizare video, stații de autobuz inteligente și piste de biciclete. Toate acestea sunt proiecte ce urmează a fi implementate în Orăștie. Astfel, alte două proiecte cu finanțare 100% prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost aprobate săptămâna trecută de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Municipiul Orăștie se află de câțiva ani într-un amplu proces de modernizare și de câteva zile au mai apărut și alte proiecte, de data aceasta finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre modernizarea 4 stații de autobuz ce vor avea funcții Smart City și care presupune amenajarea unor stații de alimentare cu energie din panouri solare, total independente energetic, cu senzori de mișcare, depoluare, cu prize USB, hotspot Wi-Fi, panou digital de informare cu touchscreen și 10 bănci inteligente. Și parcările vor fi digitalizate. Mai precis, se vor amplasa senzori de parcare, parcometre pentru plată, sistem software de monitorizare și control al parcărilor și pentru emiterea amenzi și dispozitivele aferente pentru comunicarea echipamentelor din teren și servere. Sistemul de parking și cel de monitorizare video vor fi ulterior extinse în proiecte prin programul operațional regional. Două proiecte pe care Primăria Municipiului Orăștie le-a depus au primit finanțare, au intrat în finanțare, sigur urmează procedura, este vorba despre pistele de biciclete și sistemele inteligente de care vizează zonele centrale ale municipiului Orăștie. Ne bucurăm că, iată, rezultatele noastre se văd, încep să se vadă și este munca colegilor și vreau să-i felicit pe această cale. Un alt proiect ce urmează a fi implementat în Orăștie este acela de amenajare a unei piste de biciclete în valoare totală de peste 5,1 milioane lei. Vine din zona fabricii Philips, zona gării, vine până în zona Arsenal Park. Un alt proiect benefic este cel de monitorizare video, care presupune dotarea centrului de comandă cu un perete plin cu ecrane și server și apoi amplasarea în teren a 40 de camere, dintre care unele cu multisensor. Acestea având 4 camere integrate într-una singură și asigură 4 direcții simultan. O altă veste bună este că 10 agenții ai poliției locale vor fi dotați cu camere ce vor fi montate pe uniformă, ca parte dinamică de monitorizare video.